continuu până se stinge la vântul, da? Perfect, să zice așa. Valoarea de 0,04 alcool pur în aer respirat, da? Drept pentru care o să vă întâlnim un proces verbal, și se va reține permisul de conducere. Sancțiunea este de 920 de puncte de amendă, adică 1305 lei întreg. Vă rog să vă sunați pe cineva care are permis de conducere. Sancțiunea întreagă este 1305 lei, în 15 zile calendaristice de plată, 652,5 lei. Ca măsură complementară, se suspendă dreptul de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, începând de acum, din 28.02.2020. Mențiuni dacă aveți de făcut cu privire la încheierea procesului verbal. Odată la contraveniment. Mulțumesc. Puteți să vă prezentați la serviciul rutier. Sunt două zile pe săptămână, marțea și joia, pentru a susține un examen de 15 întrebări, pentru a vă reduce perioada de suspendare, dacă nu ați mai beneficiat în ultima perioadă. Procesul verbal puteți să-l plătiți la administrația finanțelor, la primul de unde vă agitați impozitul, în speță la dumneavoastră, la primăria municipiului Alexandru unde aveți domiciliu. Documentele și aveți grijă pentru, da?